Urmează derbiul? Mai e un derby, de fapt? Bineînțeles. Atâta timp cât trezește interes și trezește emoții, e un derby. Și dacă, adică, aruncăm la gunoi, nu rezolvăm nimic. Nu cred că trebuie să minimalizăm echipele, chiar dacă se știu problemele FCSB Steaua, în care nu vreau să mă bag. Pentru mine e același derby și probabil dacă aș juca, simți același lucru pe care l-am simțit în trecut. Cine e mai puternică? Nu știu cine e mai puternică, nu știu care e situația cu COVID-ul. Dinamo are echipă nouă. FCSB-ul, dacă are atacul în formă, cred că va câștiga. Ai jucat derbiuri, dar n-ai jucat derbiuri fără suporter, asta cu siguranță e ceva inedit. Da, e o situație complicată, n-am jucat foarte multe meciuri fără suporteri. Acum depinde de meci. Asta e un meci care oricum îți trezește emoții și îți dorești să câștigi. Poate și o încercare a lumii de a minimaliza un pic meciul, dar cred că e cam la același nivel ca în anii trecuți, cel puțin la nivel de emoții. Aș vrea ca și fost capitan să le transmiți un mesaj celor de la FCSB pentru această partidă. Le vreau succes și sper să câștige. Dar cum trebuie să lupte? Cu ce trebuie să lupte? Că na, voi aveați niște mesaje înainte, pe vremea voastră. Nu avem niciun mesaj. Nu dețineam noi adevărul absolut. Sunt sigur că ei știu ce au de făcut și într-o zi bună, cu puțin noroc, și din nou o echipă bună, i-am văzut un pic, n-am reușit să-i văd foarte mult, dar i-am văzut un pic, au câțiva jucători interesați, Cosmin Contra, un antrenor care are o valoare pe care toată lumea o cunoaște, a fost selecționer, nu va fi un meci ușor pentru niciuna din echipă, dar niciodată n-a fost, indiferent de loc în clasament. Tu mai ții minte câte derbiuri ai câștigate? Am 7 din 7, primele 7 din 7 le-am câștigat. După aceea cred că am unul câștigat, vreo 2-3 egaluri și vreo 3 înfrângeri. 2-3 înfrângeri. Dar primele 7 le-am câștigat. Dacă nu mă accidentam și nu mă întorceam în România, aveam procentat 100%. Mă mândream cu asta. Exact. Mă mândream cu asta. E o chestie de satisfacție personală, profesională. E mișto. Practic nu-ți trebuie primă pentru un astfel de meci. Îți trebuie primă pentru orice meci. Nu e, banii sunt cumva separați, rodul muncii tale și tu și eu, toată lumea pleacă de acasă pentru bani, dar la meciul clar nu te gândești la bani. La cei mai multe meciuri, în timpul meciului nu te gândești la bani. Dar se doarme bine? Poftim? Se doarme bine? Hai, eu nu dormeam deloc. Ăștia știau că sunt fricos. Cine m-a văzut, poate să spună dacă am fost sau nu fricos. Eu nu dormeam bine, nu dorm nici acum bine. Am avut tot timp probleme cu somnul în ultimii 10 ani. Dar dorm mult mai bine de când nu mai joc. Chiar și la Liga 2 nu dormeam. Nu puteam să dorm. Mihai, știi că s-a întors azi în funcția de manager general după perioada asta în care a stat cât de cât departe de FCSB. Nu putea să aibă... De ce? Nu știu ce s-a întâmplat. El nu a mai avut voie echip, că era în preajma echipei, el nu avea voie să ia decizii. Tot ceea ce s-a întâmplat cu asta. Asta s-a întors în funcția de manager general al clubului. Este asta un câștig pentru echipă după ce ani? Adică va avea iar putere de decizie, va putea să ia decizii. E un om care e acolo de mulți ani, e un om care cunoaște bine clubul și jucătorii, se impune în vestiar. Eu un sfătuitor de-a domnului Becali, e un plus, zic eu. Dar cine crezi că a greșit în toată ecuația asta la FCSB de a ajuns așa? Nu merg mai departe, nu mă bag, chiar nu vreau să mă bag. Vorbesc strict ca suporter și mi-amintesc că am fost jucător. Nu vreau să mă bag în ceea ce se întâmplă. Dumnealor știu mai bine. La voi nu prea se schimbă așa de des jucătorii în timpul meciului? Hai că m-am uitat la meciul de azi. N-am nimic de comentat. Nu e o tactică, da. Alex, asta, să schimbi jucătorii. Nu știu, că n-am văzut și chiar dacă vedeam, n-aveam ce să comentez. Dar faptul că au fost atâtea și sunt atâtea îmbolnăviri, totuși la o echipă profesionistă care se presupune. Eu v-am spus, am spus într-o emisiune televizată, live. Nu, părerea mea este că centralizarea și ținerea jucătorilor în comun, în cantonament atâtea zile, dăunează. Noi dacă stăm aici 2 săptămâni și un dintre noi are COVID, cu siguranță vom lua toți. Afară e diferit, pentru că vii la antrenament, ești în contact doar pe teren și acolo
iei foarte greu virusul, înăuntru fiecare face duș, pleacă acasă. Contactul este minim. Dar când pui jucătorii împreună ca niște... Asta e în România. Asta e în România, cantonamentul, și e o chestie pe care când ajung antrenor mi-ar plăcea ca echipa mea să nu o facă. Dar nu o să depindă mai de mine. Bun, pe vremea ta nici nu prea se pierdeau calificările în grupele Europa League sau Champions League. Fotbalul s-a schimbat mult. A ajuns atât de jos FCSB? Nu e vorba de FCSB, e vorba de fotbalul românesc. N-a crescut, iar cele de campionate au crescut. Nu e vorba că am luat-o în jos, pur și simplu noi n-am crescut sau n-am crescut la ritmul la care a crescut fotbalul în vest. Vedeți la nivel european câți oameni sunt în staff. 7, 8, 10, să zicem, preparatori fizic. Toți au foarte mulți, pentru că nu e posibil ca un singur om, antrenorul principal, să aibă grijă de 25, 27, 28 de jucători. Este imposibil și sunt acum atâția parametri de verificat și de luat în seamă încât e imposibil. Te-a surprins, Rădoi, că l-a chemat pe Camora la Națională? Nu știam că l-a chemat. E decizia selecționerului. Eu zic să... Părerea mea e că trebuie lăsat să-și facă treaba și probabil rezultatele și jocul le veți comenta dumneavoastră și cei care se pricep. Eu nu vreau să comentez. Ești de acord cu naturalizarea jucătorilor, totuși, marile echipe? Eu am părerea mea, dar degeaba vin eu cu părerea mea, care nu contează. Hai zi-ne! Părerea mea nu contează. Ești mai avizat decât noi. Păi părerea mea nu contează, n-are sens să discutăm despre subiectul ăsta. Dacă l-a convocat, înseamnă că își pune bază în mine și sper să fac dacă va juca, să fac un meci bun. Sper să ne calificăm, că de jucăm bine, că jucăm prost, până la urmă nu contează. Avem timp să jucăm bine la European. Deci, practic, crezi că se va califica Național? Nu sper, nu cred nimic, nu pot să-mi dau cu părerea. Am văzut un singur meci, nu cunosc foarte mulți jucători, nu știu dacă am văzut 10 meciuri. Vorbesc un pic pe din afară, sunt puțin în afară. Cei mai mulți nu i-am văzut jucând, pe unii nu i-am văzut jucând niciodată, cum să-mi dau cu părerea despre un jucător. Plus că nu-mi place să-mi dau cu părerea despre jucător, pentru că și eu am fost jucător și nu-mi convenea. Știu câtă muncă și câtă emoție și câtă nervi și câtă supărare și câtă, nu știu, câte lucruri am puneam în spatele unui meci și se întâmpla să prind o zi proastă sau să întâlnesc un adversar bun și asta era situația. Cu cine să vezi derbiul aici? Cu cine? Nu știu dacă cât o să urmăresc din meci. E important să meargă restaurantul, să scoatem produsele foarte bune, totul să fie impecabil, lumea să fie super mulțumită, să avem noroc să nu se îmbolnăvească nimeni din staff și nimeni dintre oaspeți. Meciul sper să mă uit printre rândul, sper să câștigi FCSB și pe Național la fel.